Noi când am mers la vot, noiembrie, ne-am mobilizat foarte bine diaspora și la Londra și la București, dar a fost un vot de protest. de -aia și noi am votat додон Да Фводе протестам потріва годом до дон. Дапутто екслікаканастра инклуив ка меморрал дяаспоря, цвата потрівалору додон,куумацак четат, песстичва тим сефіц кандидатден партиписреме. Аша пу настраден на ну тяде прифалкаше че дела шор. Vor fi printre semnătari. Deci, De ce ați acceptat o ofertă pe PSRM dacă ați votat împotriva lui Igor Pentru că, în primul rând, invitația a venit de la doamna Greceană, deci de la speaker Parlamentului. Și uh, atunci când mi s-a făcut această invitație, am calculat și am analizat câtva timp, pentru că tot acești 37 de deputați din PSRM au votat hibridul guvernului Sandu Dodon în 2019. Da? Deci, sub pretextul că eliberăm statul capturat de către domnul Plahotniuc. Deci, cei 37 de deputați nu s-au schimbat între timp. Și nici ceilalți deputați din Parlamentul care anterior. De-aia eu am considerat că uh, cu 37 de mandate este posibil să ai un suport politic, pe care eu mizam că, de fapt, va fi nu doar 37, că se poate ajunge și peste 60, dacă este voință politică. Și această voință politică, la inițial, am crezut că ea va exista. Însă, prin culise, se făceau diferite jocuri și am înțeles că nu e cazul.